Stefania avea 20 de ani și era studentă la Facultatea de Litere. În urmă cu doar câteva zile, ea le-a spus părinților că vrea să stea o vreme singură. S-a dus la casa pe care familia o deținea într-un sat de lângă Pitești. După câteva zile, tatăl și-a sunat fiica insistent, însă aceasta nu a mai răspuns. Alarmații, părinții s-au dus la fața locului și au găsit-o pe Stefanie fără viață. Studenta a lăsat și un bilet în care le-a spus părinților că îi pare rău pentru ce a făcut. Inițial s-a crezut că tânăra a murit în urma unui infarct, însă rezultatele necropsiei au arătat cu totul altceva. Stefanie s-a stins după ce a înghițit mai multe pastile. Trupul neînsuflețit al acesteia este depus la capela de la cimitirul Sfântul Gheorghe. Ea a fost condusă pe ultimul drum, iar familia i-a rugat pe toți prietenii să vină îmbrăcați în alb. Sincere condoleanțe familiei!